Sigur că problema referendumului va fi obiectul răspunsurilor la întrebările pe care le veți avea în acest sens. Vreau să vorbesc despre altceva care cred că mi se pare foarte important în acest moment. Fără a evoca neapărat trecutul, țineți minte că din 2010 spuneam că avem cel mai centralizat buget de la Păcăroiul încoace. Cred că spuneam din 2006, în 2010 țin minte că am spus aici, în noiembrie, în sala aceasta. Dar nu și în presa centrală. Observați acum că apar tot felul de cifre, tot felul de reprezentări bugetare pentru anumite ministere care din plin confirmă afirmațiile pe care eu le-am avut. Cu alte cuvinte, au fost ministere care au avut un buget record, miliarde de euro, au fost agenții, au fost alte instituții cu asemenea finanțări record, e adevărat că foarte multe, în condițiile în care administrația publică locală era subfinanțată, sănătatea era subfinanțată, educația era subfinanțată. Pe anumite segmente de activitate, Ministerul Muncii era subfinanțat. Până la urmă, cele mai sensibile domenii atunci când o țară este în criză, cum era România în această perioadă, când întreaga Europa este în această perioadă. Cred în acest sens că după consumarea referendumului, Guvernul Ponta va trebui foarte repede să gândească rectificare bugetară. O rectificare bugetară care să aibă în vedere aceste domenii, sănătatea, educația, dar și administrația publică locală, pentru că în acest moment suntem într-o situație foarte grea. Este o situație în care am derulat, și mă refer la întreaga administrație locală, din România până la urmă, am derulat cele mai multe fonduri europene. Urmăriți că procentual absorpția fondurilor europene este cea mai mare la nivelul administrației publice locale din România. Asta și motivul pentru care Ministerul Dezvoltării a dat la un moment dat niște cifre semnificative. S-au făcut datorii pentru a plăti cofinanțarea, ori în acest moment marea majoritate a primăriilor și consiliilor locale și județene sunt într-o situație financiară foarte, foarte grea. Sigur, repet, în egală măsură, sănătatea, pentru că avem un suport din spitalul județean, pentru că ne luptăm în continuare să reînființăm pe cel de la Bozovici, și educația, unde de asemenea s-au acumulat mari datorii. Cred că va fi o dovadă imediată de bună guvernare. Buna guvernare nu este una care să scoată profit, pentru că un guvern nu este o companie, nu este o firmă. Buna guvernare este se referă, în primul rând, la satisfacerea nevoilor populației. De care ține, în primul rând, bunul mers al societății respective. În acest sens, vom face după referendum o serie de propuneri guvernului pentru a încerca să remedieze din erorile de planificare bugetară, de construcție bugetară, până la urmă de asta e vorba, de construcția bugetului, a guvernelor anterioare. Pentru că trebuie spus, guvernul Ponta în acest moment funcționează pe baza bugetului Boc, nici măcar Ungureanu.
întrebări. Am vorbit, sau am abordat, dacă suntem, am vorbit despre acest subiect, pentru că eu cred că el este foarte important în acest moment. Mult mai important decât multe altele, hai să spunem, chiar și cele emoțional-politicianiste. Măsurile pe care Ponta trebuie să le ia imediat. Categoric. Dar va putea? Da. Pe cum să oprească? Nu știu. Dar și până acum. Până acum n-a fost Ponta. Apropo de, însă, încă o observație vis-a-vis de acest audit la Compania Națională de Investiții, da? Acolo au apărut tot felul de sume astronomice. Nu știu dacă bine sau rău cheltuite. Asta să stabilească instituțiile abilitate. Dar o să spun un lucru. Construcția unui buget se face inevitabil la Ministerul de Finanțe pe baza propunerilor venite de la celelalte instituții ale administrației publice centrale. În speță Ministerul Justiției. Dar principalul responsabil pentru construcția bugetului este primul ministru. El este cel care hotărăște politica bugetară a unei țări. Sigur că ministerul poate să ceară sume astronomice pentru fel de fel de investiții. În realitate, însă, primul ministru este cel care stabilește prioritățile bugetare. Programul de guvernare și construcția bugetului a fost o diferență în nicio formă. Bun. Dacă primările din care se venim aproape toate fazi, majoritatea vreau datorii. Care este datoria Consiliului de Țară? În acest moment? Da. Greu de spus. Hai să mă gândesc. Undeva la 100 de miliarde vechi. Puțin. Asta 100 de miliarde cu toate primării. Nu. Sau numai Consiliul de Țară. Pe bugetul Consiliului de Țară. Ce nu se mișcă nimic din partea USR-ului în regiza? Până azi dimineață, când au apărut postele care sunt cum sunt, așa, nu a fost nicio mișcare. Tu ar trebui să-l spui. Nu știu. Păi USR-ul nu sunt eu. Zgonea a venit, nici s-a văzut că a venit, a vorbit cu noi, a răspuns în voi, pe așteptam să... Conforme referendumului din 2001. Cifre neoficiale spun că populația României a scăzut semnificativ conform referendumului din 2012. O parte sunt peste hotare. 1,5 milioane, 2 milioane. Sporul de natalitate a fost negativ în toată perioada aceasta. Etc. etc. 274.000 de conform populației de 320.000 cât erau în 2001. Da? Noi nu mai avem copii, avem populația atât de îmbătrânită. Stai să termin. Da. Populația întregii Europei este îmbătrânită. Deci gradul de îmbătrânire la nivelul populației globului a crescut enorm. Și în Europa și în America de Nord cu precădere. Datorită prelungirii durate de viață, datorită natalității care a scăzut peste tot, nu mai în România. Deci nu sunt așa o țară izolată, ca și tendință. Mai departe. Eu cred că vor veni totuși foarte mult la vot. Mult mai mult decât estimă. Vom fi puși în două situații. Prima.
din 9 milioane plus 1 la vot, sau mă rog, jumătate plus 1 la vot, referendumul este inevitabil validat. Și se organizează în termenul prevăzut de Constituție alegeri pentru președinție și a doua variantă. Vin la vot 8 milioane, din care 7 votează pentru demitere și 1 milion votează împotriva demiterii. Ce autoritate morală mai are președintele României? Care a fost ales cu câte? Care a fost ales cu 4 milioane, 5 milioane 200 de euro. În acest moment. Sigur, sunt câțiva responsabili europeni, în special din familia populară, care au abordează un ton puțin mai vehement. Dar în realitate nu cred că există, așa cum cunosc sistemul european, o reală îngrijorare în legătură cu situația din România. Mai ales că ea este constituțională, vrem, nu vrem. Poate că a existat din partea puterii o oarecare lipsă de comunicare. Iar din partea cealaltă, o persoasiune cel din comun. În orice alternativă, din orice perspectivă a privirea această decizie, este una păduboasă. Predica anumite voci? Exclus. S-a dus de la cu democrație în America, să nu. Să fiu serios. Păi și când Băsescu și cu Da au avut toată puterea, a murit democrația? Și când Iliescu și cu PSD-ul au avut toată puterea, a murit democrația? Și când Constantinescu și cu CDR-ul au avut toată puterea, a murit democrația? Eu am identificat trei nucleere. Trei. Da. De extremă stângă, stânga și de București. Deci acum e pace. Tu ar trebui să știi chestia asta. Nu, eu am fost bogată. Și concepe. Păi cum poți să ai înțelege să-ți pui viceprimar, da? În Consiliul Local, când tu ai patru membri. Tu PNL-ul. Păi acolo niciunul nu și-ar lăsa afacerea, că fiecare are câte o afacere de la PNL. Deci, ăia patru nu-l doresc. Nu-l doresc. Nu că au o afacere, au și o profesiune. O profesiune, o spune Băsescu. Afacerea au actor. Viceprimar. Actuarii parlamentari, asta mă referea acum.